Piromanul Petrică Mândrilă, poreclit polonic, a fost aproape de a rămâne pe drumuri după ce apartamentul său a fost cuprins de flăcări. La sfârșitul săptămânii trecute, un incendiu a izbucnit în dormitorul apartamentului din orașul Broșteni, în care locuiește tânărul. Flăcările au fost stinse rapid de pompieri înainte ca incendiul să se extindă la restul locuinței. Pompierii militari au stabilit că incendiul ar fi pornit de la o sticlă de benzină lăsată fără intenție de proprietar lângă soba de teracotă din dormitor. Coincidență sau nu, proprietarul apartamentului, Petrică Mândrilă, în vârstă de 35 de ani, are la două condamnări pentru provocarea unor incendii. În vara anului 2008, tânărul a dat foc pensiunii la Dulce Vita și unei vile din comuna Șcheia, care aparținea proprietarului pensiunii. Găsit vinovat de judecători, tânărul a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Ulterior, în 2015, Mândrilă a incendiat un bloc din orașul Broșteni, faptă pentru care a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de detenție. În octombrie 2017, Petrică Mândrilă a fost eliberat condiționat, beneficiind de legea privind recursul compensatoriu.